Duminica de flori creștinii au dezlegare la pește, profitând și de vremea frumoasă de afară, au ieșit la plimbare în parcuri. Negustorii au încercat să-i ademenească cu borș, aburind, saramură, fructe de mare, macrou, somon sau scrumbie la grătar. La parcul Iore, lângă Biserica Maramureșeană din sectorul 3, oferta a fost una pentru toate gusturile. La mulți ani pentru flori, la toți sărbătoriții care servează ziua de flori, astăzi vă pregătim aici, în parcul Iore, lângă Biserica Maramureșeană, un borș de pește, cum vedeți și dumneavoastră. Aici punem 5 sortimente de pește, să facem un borș foarte gustos și foarte bun. Mai avem macrou la grătar, scrumbia de mare care este de data târgului, păstrăvu, cotletul de somon, cotletul de praf cu saramură, tibanul de mare, dorada și vă așteptăm să servim masa aici la noi în parc, lângă Biserica Maramureșeană. Târgul din parcul Iore este deschis duminică până la ora 22, iar intrarea este liberă.